Mulți se întreabă ce poziție să am în timpul rugăciunii. Poziția în rugăciune exprimă atitudinea față de Domnul și în același timp formează o atitudine față de El. Care este poziția cea mai potrivită a corpului pentru rugăciune? Dacă cineva este interesat, să-ți noteze câteva lucruri pe care Sfânta Scriptură le exprimă într-un mod special cu privire la poziția trupului în rugăciune. Iată o rugăciune care este făcută în picioare, în 1 Împărați, capitolul 8, cu versetul 22. Neemia s-a rugat de asemenea în picioare. Șezând jos, este rugăciune exprimată în 1 Cronici, 17, cu versetul 16. Rugăciunea în genunchi a făcut-o Ezra, exprimată în capitolul 9, cu versetul 5. Daniel s-a rugat în genunchi. Așezat pe pat, spune psalmistul, în psalmul 62, cu versetul 8, plecat cu fața până la pământ, este o rugăciune exprimată în Exodul, capitolul 34, cu versetul 8, culcat cu fața la pământ, ridicând mâinile spre ceruri, spune psalmul 28, cu versetul 2, atât în închinarea obișnuită, cât și în închinarea publică, ar fi potrivit și este bine dacă s-ar avea în vedere un privilegiu pe care îl avem, acela de a ne pleca genunchii înaintea Domnului. Nu am niciun motiv atunci când sunt singur și vreau să mă rog în mod personal și intim lui Dumnezeu. Nu am niciun motiv să nu mă plec pe genunchi. Domnul Iisus, exemplul nostru ne învață și Biblia spune că a îngenunchiat Iisus ca model al nostru și s-a rugat. Pavel de asemenea spune, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, mărturisind înaintea lui Dumnezeu păcatele. Rugăciunea poate să fie exprimarea într-o anumită formulă cu privire la care poziția trupului are importanța sa corespunzătoare. Chiar dacă rugăciunea noastră este în genunchi sau dacă este în picioare, un lucru trebuie să îl înțelegem, și anume că trebuie să pornească dintr-o motivație cu totul și cu totul specială. Pentru că, nu atât de mult, cuvintele pe care le spunem sunt importante înaintea lui Dumnezeu, cât motivația pe care o avem pentru exprimarea acelor cuvinte. Iată-l pe Daniel care se roagă de 3 ori pe zi, îngenunchea și se ruga înaintea lui Dumnezeu. Lăuda pe Dumnezeu lui, spune Sfânta Scriptură. Care este timpul rugăciunii? Se spune că Satana reușește deseori să ne ia pe furiș, ceea ce nu poate lua prin forță. Când ne vede făcând eforturi să petrecem timp cu Domnul, va încerca să ne facă să risipim acel timp. Dacă ruga nu este înțeleasă, ea nu va avea prioritate. Și dacă nu va fi înțeleasă în mod real, va deveni primul și cel mai important lucru al zilei. În sensul acesta, poate că ar fi deosebit de important pentru noi toți să descoperim că lui Dumnezeu îi place un timp special cu care să se întâlnească cu noi. De aceea, dacă sunt lucruri care ne fură momentul rugăciunii, trebuie să știm că Dumnezeu nu poate să binecuvinteze lucrurile acelea care înlocuiesc momentul rugăciunii. Domnul va binecuvânta doar acele lucruri pe care le așezăm sub El și nu pe acelea lucruri care le considerăm egale cu El sau mai importante. În final, aceste lucruri care ne înlocuiesc momentul rugăciunii vor deveni un blestem pentru noi. Nu este adevărat? Mântuitorul spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea lui Dumnezeu. Este de aceea bine. Este bine să ne facem noi timp de rugăciune decât să-L determinăm pe Dumnezeu să dorească atât de mult părtășia cu noi, atât de mult să aștepte de la noi o exprimare a rugăciunii, să ne facă El timp printr-o suferință, printr-un accident sau printr-o altă nenorocire. Pentru că Dumnezeu ne iubește atât de mult, ar putea să îngăduie să se întâmple lucrul acesta
ca să avem timp să vorbim cu El.